Salut, prieteni! Bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială a emisiunii Riposta, într-adevăr și dreptate, emisiune de dezbatere electorală, bătălia pentru primăria Moreni, stimați legislatori. Acesta este genericul după care se derulează această emisiune de dezbatere electorală alături de trei dintre candidații principali la funcția de primar al municipiului Moreni la alegeri locale din data de 5 iunie. Noi venim în întâmpinarea dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru a ști exact cu cine să votați, ca în fiecare seară, emisiune de dezbatere electorală, și vă aducem la cunoștință oferta fiecărui candidat principal. De altfel, sigur că noi avem în vedere să vă oferim întreaga ofertă electorală a tuturor competitorilor politici. Dar în această seară, primii trei candidați cu șanse la primăria municipiului Moreni se află, sunt prezenți în exclusivitate numai la noi în studio la Comuna TV, numai aici la Riposta, stimați prieteni. Dați-mi voie să vi prezint, stimați legislatori. În primul rând este prezent candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al municipiului Moreni, domnul Constantin Dinu. Domnia sa este și liderul PSD Moreni, primarul municipiului Moreni și președintele PSD Moreni, vicepreședinte PSD Dâmbovița. Bună seara, bine ați venit, domnule primar. Bună seara, mulțumesc de invitație. Bună seara și telespectatorilor dumneavoastră. Lângă domnia sa este prezent Robert Harabagiu, candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al municipiului Moreni. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, mulțumesc de invitație și bună seara tuturor invitațiilor noastre, telespectatorilor noastre. Și nu în ultimul rând este prezent și domnul Ion Spânu, stimați prieteni. Domnia sa este candidatul Partidului Național Democrat la funcția de primar al municipiului Moreni. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, domnul Dragi, bună seara și tuturor telespectatorilor noastre. Fără emoții, stimați invitați, facem precizarea că dorința mea, și sunt convins că și a dumneavoastră și a telespectatorilor, este ca această emisiune de dezbatere electorală să se deruleze sub aceleași coordonate, în aceeași parametri, bazat pe respect reciproc, pe bun simț și pe fair play, pentru că e o competiție electorală, rămâne ca electoratul să decidă cui îi va acorda votul și rămâne de văzut cum îi veți convinge dumneavoastră pe concetățenii dumneavoastră, pe locuitorii municipiului Moreni, că este nevoie să vă acorde votul. Prima întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră, și o să aveți timp egal la dispoziție pentru a vă exprima punctul de vedere. În primul rând, oameni buni, v-aș ruga să ne spuneți dacă dumneavoastră, sigur că ați inventariat problemele majore ale comunității municipiului Moreni, care sunt aceste probleme și ce soluții întrezăriți dumneavoastră a adopta după ce veți câștiga fotoliul de primar, tocmai pentru a îmbunătăți calitatea vieții în municipiul Moreni, pentru a contribui la dezvoltarea comunității locale. Domnule primar, vă rog, dumneavoastră aveți cuvântul bine. Da. Pentru început aș dori să spun faptul că dacă acum 4 ani Morenul se confrunta cu problema apei, cu problema canalizării, după 4 ani de mandat am reușit să atrag aproximativ 30 de milioane de euro și o mare parte din problemele localității în aceste domenii au fost rezolvate. În următorii 4 ani va trebui să încheiem aceste lucrări pe apă și canal. Fac mențiunea că mai avem un cartier, cartierul Tuicani, acolo unde avem proiect. O parte din lucrare este executată și în perioada imediat următoare am dorit să finalizăm și această lucrare, astfel încât Moreniu să aibă rețea de apă publică și canalizare 100% la toate gospodăriile din municipiu. O altă problemă pe care va trebui să o abordăm cu mare grijă va fi problema locurilor de muncă. Este o problemă pe care administrația direct nu poate să o rezolve, deci este foarte cunoscută problema că nu primarul face locuri de muncă și nu administrația face locuri de muncă, înscris poate crea condițiile pentru a veni investitorii și a crea locuri de muncă. Ei, în acest domeniu noi am făcut deja pași importanti, avem Moreni Parcul Industrial, i-am pus la dispoziție 20 de hectare devenind acționar al parcului, mai mult de atât, printr-o hotărâre de Consiliu, la inițiativa mea, s-a aprobat ca taxele și impozitele locale în această locație, în Parcul Industrial, să fie zero.
Deci orice investitor care ar veni în Moreni nu plătește taxe și impozitele locale. Avem o foarte bună colaborare cu directorul parcului, cu Consiliul Județean. Am făcut nenumărate întâlniri și târguri de locuri de muncă. Astăzi în Parcul Industrial sunt aproximativ 1300 de locuri de muncă. Sperăm că în perioada imediat următoare să deblocăm și acest domeniu. Pe lângă locurile de muncă, este limpede că trebuie să intervenim și asupra infrastructurii rutiere. Am reușit în mandatul precedent, din 46 de kilometri de străzi modernizate, 15 kilometri să le modernizez în anul trecut, rămânând ca în perioada următoare celelalte străzi nemodernizate de mine să intre în modernizare, de asemenea se intre în modernizarea și străzile care la ora actuală sunt de pământ, așa cum se spune, de nu sunt modernizate. Deci, municipiul Moreni are o rețea stradală de 64 de kilometri. Lucrăm în acest moment, pentru că sunt reprezentantul unui partid social-democrat, lucrăm pentru investiții în infrastructura școlară. Avem un proiect deosebit pentru școala numărul 4. Construim acolo o sală de sport, construim un teren de sport, încălzire centrală, dotare de asemenea. Vreau să vă spun că în mandatul care a trecut am reușit să facem două săli de sport la liceul numărul 2 și la școala numărul 1. Vom continua cu investițiile în infrastructura școlară. Vom continua de asemenea investițiile în spitalul municipal. Spitalul este în subordinea primăriei, avem un proiect aprobat și așteptăm să se deschide axa de finanțare pe fonduri europene. Este un proiect de 9 milioane de euro prin care dorim să modernizăm acest spital, să facem saloane cu grupuri sanitare proprii, o nouă dotare. Am reușit în mandatul anterior să aducem dotare pentru spitalul municipal de la Ministerul Sănătății în valoare de 15 de miliarde de bani de lei vechi. Într-un cuvânt, cunosc foarte bine problemele municipalității și abordăm toate aceste probleme astfel încât după încă 4 ani murinarii să aibă mai puține probleme, iar viața în localitate să fie din ce în ce mai ușor de dus. Domnule Robert Harbagiu, candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al municipiului Moreni, vă rog. Principala mea temă în această campanie electorală și pentru dezvoltarea orașului Moreni este ca această localitate, Morenul nostru drag, să ajungă la statutul de oraș. Pentru că a spune municipiul orașului Moreni este prea pompos și prea la un nivel pe care noi încă nu l-am ajuns și cred că cu ce s-a făcut până acum nu s-a putut realiza și ajunge la un standard de municipiu. De ce spun acest lucru? Municipiul, orașul Moreni a ajuns municipiu, dacă nu mă înșel, acum vreo 12 ani, când tot actuala conducere a primăriei s-a ocupat de referendum și a ajuns să devină orașul municipiu. Prin acest lucru ce s-a întâmplat de fapt? S-au ridicat și taxele, s-au mărit și taxele și impozitele, s-a mărit salariile salariaților din primărie, în special ale primarului și ale viceprimarului, și prin acest lucru noi nu am beneficiat de fapt de nimic. Efectiv, ni s-a băgat mâna în buzunar, ni s-au ridicat taxele și impozitele, de aceea proiectul meu principal este ca municipiul Moreni să revină la statutul de oraș. Și acest lucru se va întâmpla tot printr-un referendum, pentru că municipiul a ajuns printr-un referendum și ca să ajungem la statutul de oraș, să reducem taxele și impozitele pentru a atrage și investitorii care nu pot plăti taxe și impozite care le impune un municipiu. Și vă dau un singur exemplu, în orașul Moreni să plătești taxe și impozite mai mari decât în municipiul Ploiești. Iar nivelul de trai îl cunoaștem foarte bine, că este foarte scăzut în Moreni față de cel din Ploiești. O altă problemă principală care mi se pare că o are și cu care se confruntă locuitorii orașului Moreni este problema câinilor vagabonzi.
Deci nu am reușit nici până azi, în 2016, să rezolvăm această problemă, știind faptul că am dat bani și am alocat bani prin Consiliul Local de Construire a unui adăpost de câini public și la care nu funcționează. Deci nu are autorizație sanitară, nu funcționează efectiv și această problemă este chiar o problemă reală a orașului Moreni. Altă problemă care, cu care ne confruntăm de ani de zile este lipsa locurilor de muncă. Foarte mulți locuitori din orașul Moreni muncesc în Ploiești sau în zonele limitrofe orașului Moreni. În Moreni, locurile de muncă sunt foarte prost plătite. Locuitorii, ca să supraviețuiască în orașul Moreni, își caută de lucru un parc industrial din Ploiești, care, parc industrial, vă aduc aminte că este aproape să învecineze cu Moreniu și cu Dâmbovița. A ajuns până la Arcești la câțiva ani. Datorită unui management bun, al unui, cum să vă spun, a unor facilități fiscale pe care acele firme care vin și au investit în parcul industrial beneficiază. Acest lucru nu s-a întâmplat în Moreni, de aceea eu, ca și program, propun ca cei care vin și vor să investească în Moreni să creeze locuri de muncă, să beneficieze de anumite facilități fiscale și să-i să ducă până la poartă toate utilitățile care sunt necesare unei firme să funcționeze, adică apă, canalizare, curent, gaze, și acea firmă să vină să investească și să creeze noi locuri de muncă ca și copiii noștri, ca și locuitorii din orașul Moreni să nu mai fie nevoit să plece în afara țărilor, în afara granițelor, în afara orașului și să ridicăm în acest fel nivelul de trai al locuitorilor. Altă problemă care mi se pare foarte importantă în orașul Moreni, de peste 20 de ani nu s-a investit în infrastructura școlară. Avem și până acum școli în care nu se poate plăti gaze, curent, lumină. Sunt copii care nu beneficiază de transport școlar. Avem cartiere și copii care locuiesc în cartierele școlare unde nu pot să parcurgă traseul iarna, pe ploaie, pe condiții meteorologice nefavorabile, nu au cu ce să ajungă la școală. Nu au un transport, nu au un microbuz, nu s-a rezolvat nici în anul 2016 această problemă. Am ajuns în 2016 să scrie cu creta la tablă, când știm foarte bine că în 2016 există table care sunt inteligente, nu s-a investit în laboratoare, nu avem laboratoare de informatică, calculatoarele sunt foarte vechi în toate școlile și infrastructura școlară lasă foarte mult de dorit. Altă problemă care se confruntă și pe care vrem să o rezolvăm este cheltuirea banului public. În 2016, în orice moment și orice ban cheltuit este banul public, cheltuit de către primărie, trebuie să aibă o transparență totală. Pentru că mi se pare normal ca în 2016 toate ședințele Consiliului Local să fie transmise în direct prin televiziune de cablu, ca toți cetățenii să fie informați în așa fel încât să știe foarte clar fiecare locuitor unde se duc banii din taxele și impozitele pe care le plătesc. E regulă, domnule, eu îmi spun un candidatul Partidului Național Democrat la funcția de primar al municipiului Moreni. Vă rog. Mulțumesc, domnule Mitache. Domnul colega meu deja a spus destul de multe, exact la ce și așteptam să discutăm cu dumneavoastră aici. Dacă îmi permite să arăt și la cameră. Vă rog. Am făcut în noiembrie, că noi am făcut organizația locală pe Moreni, se vede și titlul, da? Deci ca oraș numărul municipiul Moreni să devină oraș. Vreau să spun că și chiar la noastră în emisiune, în februarie, parcă pe 2 sau pe 9 februarie am venit aici și am spus același lucru, susțin ideea și exact îmi place că domnul Arabagiu este de acord cu ceea ce plecăm și noi la drum. Au făcut și semnături, chiar mă bucur, am și semnat și noi pentru așa ceva și există destule motive. N-aș vrea să repet din ceea ce a spus colegul meu, candidatul domnul Arabagiu, dar în primul rând, aceste locuri de muncă dorim să fie la noi acasă. Aceste locuri de muncă, deci faptul că dacă va fi oraș, va fi în primul rând defavorizat, zonă defavorizată. Și cum a spus și domnul Dinu, chiar mă bucur că a spus-o, pentru că dacă vor veni investitori străini, vor veni într-adevăr
ca să nu plătească taxe o perioadă, bănesc 4 sau 5 ani de zile, și atunci lumea fiind interesată să aibă un loc de muncă acasă, decât să scoate neață la 4 sau la 5, atunci te poți duce mai devreme, având un program mult mai apropiat de serviciul respectiv. În primul rând, promovarea tinerilor care vrem să-i facem pentru noi proiecte. Au venit la noi la partid, au fost oameni tineri de la 20, 21, 22 de ani, care au încercat să vină către noi cu să-i ajutăm în discuții pentru a le rezolva unele proiecte. Au mai fost și la primărie, știu că de acolo au fost și refuzați, pe motiv posibil și din cauza de la fondurile, poate că nu existau fondurile respective pe oraș. Una din ideile care mi-aș propune, în primul rând, sunt în asentimentul domnului Arabagiu, faptul cu aș înființa, în primul rând, înființarea unui consiliu. La ce mă refer consiliu? Unor tineri, să avem un președinte la tinere pe Moreni, să avem un președinte la pensionar pe Moreni, iar noi când primim o ordine de zi cu 4-5 zile, ca virgulă, consilier, dându-se înainte cu 4-5 zile, să punem la dispoziție acestor capi, acestor președinți, ei la rândul lor să, pentru că orice ședință e normal să fie publică. Noi nu am ajuns până acolo, pentru că înainte de a se face, că așa s-a discutat că vom face ca ședința să fie publică, s-a scos un ziar local cu, în ce scuze, ăsta este adevărul, PSD-ul pe prima listă. Ideea este că mai repede preferăm să anunțăm colegii să aibă organizație, ne întâlnim cu toți într-un loc anume, spunem punctele respective și atunci și cu acordul nostru, să cerem acordul, dacă să votăm unele proiecte sau nu. Ideea este că ar fi bine să fie într-adevăr oraș, în momentul de față nici oraș nu pot să spun că este acolo, pentru că mai este o problemă. În momentul de față, deci, salubrizarea este băgată și chiar doresc să fie scoasă din lista de la rețea de la Renel. Pentru că nu este normal, sunt oameni plecați în afară. Sunt oameni plecați în afară care mai mult acum au dat case ca virgul fiind de vacanțe. Omul acela fiind în afară plătește costul mai mic. Știu că s-a discutat și în costul local, dar totuși plătește gunoiul pe chitanța de lumină. Deci nu este normal. Sunt multe lucruri de spus. Mulțumesc. Domnule primar, cum răspundeți acestor, ați văzut dumneavoastră contracandidații dumneavoastră vor ca Moreniu să revină la statutul de oraș, impozite mai mici și așa mai departe, și cum răspundeți acuzațiilor că n-ați făcut nimic în domeniul infrastructurii educaționale? Eu m-am învățat cu astfel de abordări. Suntem în campania electorală și se pare că se pot arunca orice fel de vorbe. Vreau să începem noi cu liceul numărul 2. La liceul numărul 2, primăria a făcut în ultima perioadă, sau în mandatul meu, următoarele investiții. Sală de sport, pe care am inaugurat-o acum de curând. Eficientizare energetică la corpurile de clădire, încălzire centrală în toate corpurile de clădire, numai la liceu, acolo unde domnul Harabagiu este director. Continui cu lucrări făcute în infrastructura școlară. Încălzire centrală la școala numărul 1. Modernizare totală la școala numărul 3, pe Banca Mondială. S-au construit 3 grădinițe noi. Grădinița numărul 2, de lângă Schelă, grădinița din Tisa, grădinița din Suicani. Este în curs de finalizare și grădinița din Schela Mare. De asemenea, au fost făcute lucrări de consolidare la școala numărul 2. La școala generală numărul 1, în următoarea săptămână, vom inaugura o sală de sport. Cam astea sunt lucrările în mare pe care municipalitatea l-a făcut la unitățile de învățământ, cu precizarea că administrația are în proprietate imobilele, clădiri și terenuri. Partea de dotare, partea de funcționare a școlii nu cade în sarcina administrației locale. Asta legat de afirmația că nu s-a făcut nimic în școală. Fals. Legat de faptul că dacă vom trece la oraș, vom avea taxe și impozite mai mici. Fals. Am scos codul fiscal, pentru că mă așteptam la o astfel de interpelare, și am în față coeficienții care se aplică la valorile stabilite prin lege pe întreg teritoriul României și putem să vedem. La municipiu de rangul 1, așa cum este Ploiești, se aplică 2,5, la municipiu de rangul 2, cum este Moreniu, 2,4, la oraș 2,3. Diferența de impozit ar fi undeva la 0,1. Astea pentru clădiri. Iar pentru impozitul pe terenuri, avem așa,
Marja de impozitare la municipii de rangul 1 este între 6.878 până la 17.000, așa cum este Ploieștiul pe care colegul l-a amintit. La municipiul de rangul 2, cum este Moreniu, între 6.000 și 15.000, iar la orașe, între 5.000, atenție, și 13.000. Deci orașele pot să aibă impozit mai mare. Moreniu, astăzi municipiu fiind, aprobat de Consiliul Local și de domnii colegi pe care i-am în stânga, a aprobat ca și impozit pentru Moreni 7.553. Deci foarte aproape de limita minimă. Am făcut și un calcul. Astea sunt datele prevăzute în legislație. În legislație, că după asta lucrăm. După asta lucrăm. Suplimentar. Vreau să vă mai spun ceva. Bugetul consolidat al statului a fost gândit de următoarea natură. Fiecare comună să aibă un buget de până la 15 miliarde, dacă nu este sprijinit de la bugetul consolidat al statului, fiecare oraș de 50 de miliarde, vorbesc de bani vechi, fiecare municipiu 200 de miliarde, iar fiecare municipiu reședință de județ 500 de miliarde. Ei, având în vedere aceste lucruri, municipiul Moreni a primit 200 de miliarde și cu acești bani s-au făcut investiții în Moreni. Eu nu mi-aș dori să primești 50 de miliarde într-un an și să nu am cu ce să fac lucrări în Moreni. Este o temă de campanie, este singura dată când voi interveni pe acest subiect, este falsă, nu vor scădea taxele și impozitele în Moreni dacă vom trece la statut de municipiu. Am în față codul fiscal, iar pentru cei care doresc pot să consulte cifrele pe care eu vi le-am avansat. Vreau să vă spun că municipalitatea a pregătit mai multe lucruri și pentru etapa următoare. Avem proiecte pentru spitalul municipal, cum vă spuneam, de 9 milioane de euro. Avem proiecte în continuare... O să discutăm în partea a doua emisiunii. Domnul Robert Habagiu, vă rog. Da. Ați văzut ce spune domnul primar? Eu am venit cu legea. Am văzut și chiar mă bucur că a spus că orașul Moreni a avut cel mai mare buget în 2015. A avut un buget pe care nu l-a avut în ultimii 25 de ani. Dar cum s-au cheltuit banii, este o altă discuție pe care vreau să o abordez neapărat. A început domnul Dinu cu construirea sălii de sport. Eu vă citesc dintr-un anunț de atribuire. Numărul 46.611 din 31.10.2008. Da? Unde scrie denumire contract, execuție la cheie, sală de sport cu 300 de locuri la grupul școlar industrial Petrol Moreni. Da? Acest contract s-a încheiat în 31.10.2008. Da? S-a terminat finalizarea. Și vă dau și termenul de finalizare. Valoarea totală, vă spun prima oară, valoarea totală finală a contractului și a contractului este de 2.897.845 de ron. Da? Iar execuția este de 15 luni. Deci termen de execuție 15 luni. Deci sala de sport a Liceului Tehnologic Petrol Moreni a fost demarată în 2008, termen de execuție 15 luni. Domnilor, eu știu că suntem în 2016. Da? Deci durata de execuție a fost de cât? Nu de 15 luni, ci de vreo 8 ani. Deci banii, dacă se cheltuiau cu eficiență, sala de sport trebuia dată în folosință din 2008. Nu din 2008, din 2009. Nu acum să revenim aici să ne lăudăm că am făcut o sală de sport care trebuia terminat în 2009. Da? Revenim la taxe și la impozite. Bun, codul fiscal, după cum știți, au dublat aproape taxele și impozitele. Da? Acest cod fiscal este făcut de către guvernul Ponta, înainte să-și dea demisia. Codul fiscal a fost adoptat de guvernul Ponta și guvernul PSD. Deci nu noi am crescut taxele și impozite, ci codul fiscal pe care domnul primar l-a arătat aici în direct. Deci nu ca și municipiu sau ca și oraș. Ca și municipiu automat ai taxe și impozite mai mari. Nu putem să spunem că la o comună are taxele și impozitele la fel ca la oraș sau un municipiu exact ca la o comună. Toate taxele și impozitele unui municipiu este întotdeauna mai mari și sunt mai mari decât cele de oraș. Noi ce am făcut prin trecerea de la oraș la municipiu, nu am făcut decât ca domnul Dinu cu prietenul lui Vasile Goran să ne bage mâna în buzunar și să-și bage banii în buzunarul lor crescându-și salariile. Asta s-a întâmplat cu revenirea la statutul de municipiu. Dați-mi voie că vine cu niște teme și îmi pare rău că nu este corect. Într-adevăr, sala de sport s-a început în 2008. Eu sunt primar din 2012. În 2008, această sală s-a început cu fonduri pe Ministerul Educației. În momentul când Ministerul Educației
nu a mai avut finanțare, s-au oprit finanțările. Eu am preluat această investiție din stadiul în care s-a aflat și am depus proiect pe fonduri europene și am finalizat-o. Nu știu unde este vina mea. Iar sumele pe care le vântură pe aici domnul consilier, îmi pare rău că le folosește așa. Ambii au fost consilieri în Consiliul Local și sunt aprobate. Nici o cheltuială un primar nu poate să o facă fără aprobarea Consiliului Local. Trebuie să luăm o scurtă de publicitate. Revenim imediat, oameni buni, la dezbaterea electorală. Domnul spune, imediat după publicitate o să vă dau cuvântul. Sunt dator cu să vă dau cuvântul dumneavoastră. Imediat după publicitate, oameni buni, bătălia pentru primăria Moreni în dezbaterea electorală exclusiv aici la Columna TV. Revenim imediat, nu plecați nicăieri. Ați venit într-o lume în care totul funcționează bine, inteligent și sigur. Noi suntem Johnson Controls, acum Edient Automotive, lider mondial în confecții auto. Angajăm urgent confecționeri și muncitori necalificați în textile. Câștigi până la 2.383 de lei pe lună și tichete de masă pentru fiecare zi lucrată. Au mai rămas doar 100 de locuri. Nu ai experiență? Noi te ajutăm să înveți o meserie. Asigurăm contract de muncă, salarii plătite la timp și transport gratuit. Vino și tu în echipa Johnson Controls. Acum, Edient Automotive. Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești, spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. SC Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm. SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște, de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. My Gym Fitness și Spa, cea mai modernă sală de fitness din municipiul Târgoviște, este opțiunea ideală pentru toate persoanele dornice să facă mișcare sau să se relaxeze făcând sport. Condițiile de cea mai înaltă calitate, alături de aparatura de ultimă generație, sunt doar câteva dintre motivele pentru care trebuie să alegeți My Gym Valahia. De asemenea, toate activitățile vor avea suportul unor antrenori specializați. Ne găsiți la etajul 1 al hotelului Valahia, de pe Bulevardul Libertății, numărul 7, sau la telefon 0766 430 639. Sign for You. Personalizează-ți afacerea. Vino la Sign for You pentru printuri pe autocolant, banner, mesh sau PVC, inscripționări sau litere, casete volumetrice din PVC, stiplex, dibond, polistiren, neoane sau leduri. Sign for You colantează parțial sau integral autovehicule sau aplică folie carbon și folie autogeamuri autorizată RAR. Ne găsiți lângă Biserica Sârbilor din Târgoviște sau la telefon 0729 091533 sau 0726 709071. Sign for You. We sign the future.
Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele. Informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum! Locurile sunt limitate. Atelierul de jurnalism și Columna TV te invită să descoperi fascinanta lume a televiziunii. Dacă visul tău e să urmezi o carieră în televiziune, începutul este aici. Vei descoperi, alături de jurnaliști cu experiență, tainele profesiilor de prezentator TV, reporter, cameraman, editor imagine și producător. Taxa aferentă unui modul este de 750 de lei, plătibili în 3 rate lunare, iar durata unui modul este de 3 luni. Înscrieri la telefon 0730 0833507. Da, am revenit în direct, oameni buni, la Bătălia pentru Primăria Moreni, emisiune de dezbatere electorală. Dialogăm cu principalii trei candidați la funcția de primar al municipiului Moreni: Constantin Dinu, PSD, Robert Harbagiu, PNL și Ion Spânu, PND. Domnule Ion Spânu, aveți cuvântul, a rămas dator din prima parte a emisiunii. Vă rog. Mulțumesc, domnul Dumitache. Referitor la ce spunea domnul primar în funcție în momentul de față, deci la discuția un pic mai din urmă, poate că ai dreptate în privința datelor. Eu vă spun că lumea s-a cansăturat de date, s-a cansăturat de politică. Majoritatea cetățenilor din oraș am intrat în instituții publice, deci spitalicești, am discutat cu lume, deci de înaltă calitate, deci cu pregătire profesională. Toată lumea vrea ca acest oraș să devină oraș. După ce va deveni oraș, atunci vom vedea ce se va întâmpla. Dar ideea este că este foarte bună, eu voi susține și dacă nu voi fi consilier și dacă nu voi fi primar, voi susține această idee în continuare. Mulțumesc. Dar nu este o mândrie să fii locuitor al unui municipiu, al doilea municipiu din județ? Nu, domnul Dumitache, pentru că de acest municipiu... Acces fonduri europene. Nu, domnul Dumitache, de acest municipiu profită alții care sunt cu bani, iar la noi acolo majoritatea rata șomajului este foarte mare. Care exact, alții, domnul? Păi sunt alții care sunt cu bani, nu dăm numai aici. Deci sunt oameni cu bani în oraș, într-adevăr, care le-ar scădea bugetul posibil din acest motiv, cred. Dar oamenii săraci, oamenii sărmani. Și dau un exemplu. Jumătate din zona Petrol, liceul Petrolului, cum a spus un primar. Deci zona de acolo, zona Imut, Bulevardul 22 Decembrie, știu că era pusă în discuție să o facă. Dar faptul că de 4 ani încoace, de 4 ani nu s-a ajuns nici până acolo, totdeauna venim cu idei și facem numai în perioada când se apropie alegerile, da? Deci acolo sunt oameni, acolo nu sunt animale, deci trăiesc oameni. Vă spun, domnul, că vă invit cu un aparat de filmat la fața locului și știm toată lumea acest lucru. Vă spun că e un dezastru. Intrați în casele oamenilor. În momentul de față sunt oameni care nu au curent. Nu mai spune de apă, că a spus domnul primar mai devreme, mai este zona Țuicani, care o să revedeți și acolo, dar sunt oameni care nu au curent. Sunt oameni care au chirii, sunt cu locuințe sociale, care au chirii la stat, care au depășit faptul că n-au putut să-și plătească chiria, da? Deci neplătind chiria, acești oameni au ajuns la sume foarte mari și chiar a fost, domnul primar, știe cineva, invitat la noi acolo, dacă este nevoie dau și numele, vorba despre Alexe Constanța, o fată de la noi din zonă, are 3 copii. Deci această fată a ajuns la sumă aproape la 100 de milioane. Deci ca să ajungi la 100 de milioane sumă și să nu poți să-ți plătești chiria, pentru că acea chiria a fost după timpul când mama ei trăia și cu tatăl ei, da? Această fată a cumpărat. Eu pun întrebare. Cum a putut să cumpere această fată? Cum s-a permis pe un contract de 6 luni și apoi după 6 luni de zile să spui că trebuie să te evacuezi, că n-ai unde să mai stai? Deci e de strigat la cer. Eu aș invita personal să vedeți această familie, să vedeți în ce mizerie trăiesc acolo și în ce condiții. Deci nu este normal ca în secolul 21 să trăim, și mai ales cu teama zilei de mâine. Referitor la faptul că vorbesc de această familie, nu are buletin. Domnul primar, nu vreau să-l contrazic, cunoaște legislația mai bine poate ca mine, poate că m-am băgat mai târziu în politică, dar un cetățean de rând al țării trebuie să aibă buletin. Acest copil al acestei familii are vârsta de 15 ani. Păi la 15 ani nu poți să-ți fac mutație decât dacă te ia cineva în altă parte spațiu. Pentru ce? Pentru că mama și tata are datorii la primărie. Nu se poate așa ceva. Orice cetățean de rând, orice copil tânăr, 14-18 ani, a venit momentul să facem buletin, trebuie să facem buletin. Deci există o lege. Au mai fost cazuri, s-au remediat, dar aici nu știu de ce nu se poate. Și mai sunt și alte cazuri. Mulțumesc. Domnul primar, de ce nu are buletin? Cunoaște situația? Nu, sunt cazuri, izolat, sunt cazuri punctuale. Dar e un caz, iată, nu sunt. Asta e realitatea? Nu e un fenomen de masă.
există posibilitatea să fie în dificultate de a încheia un nou contract și neavând un nou contract, funcționarul de la Evidența Populației să nu poată să-i facă buletin. Vom analiza lucrul ăsta și asta se poate trebuie rezolva ușor. Trebuie să existe o soluție. Că nu, cu siguranță. Nu o soluție. Bun, haide să vorbim de... Bun, e foarte interesant asta cu statutul oraș sau municipiu Moreniu. Ce presupune ca Moreniu să rămână, să mențină categoria de municipiu și ce presupune ca Moreniu să revină la statutul de oraș? Ce înseamnă asta? Care sunt consecințele, domnul primar? Nu, eu nu vreau să discut aceasta. Eu sunt mândru că fac parte și sunt locuitor a unui municipiu. Vreau să vă spun că în România sunt 104 municipii, excluzând cele sectoarele Bucureștiului. Sunt o serie întreagă de axe ale Uniunii Europene care sunt adesate exclusiv municipiilor. V-am spus că guvernele gândesc lucrurile pe orașe, municipii, astfel încât localitățile mai mari să devină centre de dezvoltare și pentru zona limitrofă și voi susține cu vehemență, cred că cel mai bun lucru care i s-a întâmplat Moreniului în ultimii 25 de ani este faptul că a trecut de la rangul din municipiu. Avem statutul de spital municipal, ne-a dat voie să avem alte secții, primim alte finanțări, alte fonduri, stăm la masă cu oameni sau primari și de la mari municipii suntem alte. Eu pot să le dau o temă. Păi de ce nu o facem comună? Că o să fie taxele și mai o să fie taxele și mai mici. Cert este că mai este mult de lucrat în municipiul Moreni. Au fost perioade în care, datorită unor conjuncturi nefavorabile, s-a investit puțin în această localitate, dar vă spuneam, în mandatul meu au fost atrase 30 de milioane de euro, fața orașului s-a schimbat, am avut o conjunctură favorabilă, Consiliul Județean a fost condus de Tuțuianu și a acordat un sprijin extraordinar municipiului Moreni. Observat și astăzi vizita domnului Dragnea în municipiul, în județul Dâmbovița, ne-a vizitat județul în ultima perioadă, o serie întreagă de reprezentanți de seamă din guvernele țării, foști premieri, miniștrii de la educație, miniștrii de la Ministrul Dezvoltării, de la Mediu și așa mai departe. Tuțuianu face o muncă extraordinar de bună la Consiliul Județean, care este în beneficiu tuturor localităților din... Vreau să vă spun că are chiar o gândire în sensul de a uni cu drumuri rapide Moreniu și Târgoviștea, astfel încât, iar mai departe Moreniu cu Prahova, iar Târgoviștea cu Găiești, astfel încât traficul să fie mult îmbunătățit și zona să fie mai atractivă pentru investitori, pentru că faptul că Dâmbovița este rămasă în spate se datorează în primul rând poziției geografice. Drumurile importante merg odată înspre Argeș, pe altă parte către Prahova, Brașov și mai departe. Ultima perioadă de timp, în ultimii 4 ani, s-au făcut investiții extraordinare. Cele mai mari sume pe care le-a avut județul sunt atrase de Consiliul Județean și de administrațiile locale și voi milita vehement ca municipiul să rămână, orașul să rămână, localitatea să rămână la rang de municipiu și să beneficieze de toate avantajele care le aduce acest statut. Și voi face în așa fel, voi face în mandatul următor, astfel încât problemele pe care le au morenarii să fie cât mai puține. Am înțeles, domnule Robert Harbagiu, care vor fi primele măsuri pe care le veți adopta după ce veți câștiga fotoliul de primar al municipiului Moreni. Vă rog. Vreau să, totuși, să revin la discuția orașului Moreni, pentru că domnul primar mi-a ridicat mingea la fileu, cu toate că a zis că nu mai discută de acest statut. Eu mă simt nevoie să revin la această temă. Vă citesc din lege. Ce trebuie ca o localitate să îndeplinească condițiile unui municipiu? Și anume, 25.000 de locuitori. Cel puțin 25.000 de locuitori. Localitatea să aibă un teatru. Să aibă o casă de cultură. Să aibă școală post-liceală. Lucruri care nu se întâmplă în momentul acesta în localitatea noastră. De aceea, și n-ar fi mai bine să facem teatru, școală post-liceală și să dezvoltăm localitatea? Întotdeauna dumneavoastră promiteți din 4 în 4 ani că faceți teatru, că faceți sport, că faceți... Dar ce
nu ne aduceți aminte este că sunteți acolo în primărie împreună cu prietenul dumneavoastră Vasile Goran de peste 16 ani. Da? Ați avut 3 mandate de viceprimar, un mandat de primar. Domnul Goran acum este viceprimar, a avut 2 mandate de primar. Din 4 în 4 ani ne spuneți că dezvoltați municipiul. Noi am ajuns în anul 2016 să trăim mai rău decât în 1990, după Revoluție. Orașul Moreni arăta și se era foarte dezvoltat. Acum industrie nu mai există, locuri de muncă nu mai există, șomeri, avem peste 70% din populația localității care sunt șomeri și pensionari. Populația orașului este foarte îmbătrânită, peste 4.000 de tineri sunt plecați să lucreze afară, studenții care termină o facultate nu vin să lucreze în localitate, se duc să lucreze pe unde văd, în alte țări sau în alte localități. Deci, dacă vorbim despre investiții, acestea se puteau realiza, cum avem exemplu foarte concludent, lângă noi, comuna Filipești. Da? A fost declarată zonă defavorizată și are un parc industrial de 3 ori cât parcul nostru al Morenului. Pentru că nu am vrut să atragem și să... ba mai mult, am alungat când am avut posibilitatea să atragem. A venit Artigăști, dacă nu mă înșel anul trecut, să investească în localitate. Nu s-a vrut de către administrația locală. Pentru că i s-a cerut un teren, să-i se pună la dispoziție un teren de 2 hectare, 20 de hectare, efectiv nu știu, dar pe care administrația locală, publică, în speță, dumneavoastră cu prietenul Vasile Goran, nu ați vrut să-l dați. Construia o hală pentru 2.000 de locuri de muncă, nu? Cel puțin. S-a dus în altă parte, la UL. Domnul primar. Îmi pare rău, se vede că domnul profesor nu prea le are cu cifrele și îi place să se joace cu aceste cifre. Spuneam mai devreme de 70% șomaj în Moreni. Doamne, iartă-mă. Șomaj și pensionar. Pe ce lume trăim? Deci șomaj și pensionar, domnul. Eu l-aș ruga ca în perioada următoare să iasă public, să facă dovada la afirmațiile pe care le-a făcut mai devreme. Faptul că a venit Articu la primăria Moreni, la administrația locală și ar fi cerut suprafață de teren pentru a investi în Moreni. Este pe lângă subiect. Mai mult de atât. Nu, trebuie să aveți și dovezi când afirmați aceea. Dacă, eu vă mai spun ca dovadă că se joacă cu cuvintele în campanie. Dacă, puteți suna pe deci patronul dacă Articu, fabricii. Deci vă spun, haideți că o lămurim acum, nu-i nevoie. Dacă Articu ar fi dorit să vină în Moreni, ar fi făcut o cerere care ar fi intrat în Consiliul Local. Dumnezeu a fost consilier local. A avut pe ordinea de zi vreo cerere în acest sens pentru Artic. În schimb, îi aduc eu aminte, domnului consilier, că a fost o cerere de la un grup de italieni pentru a face panouri fotovoltaice, iar onor Consiliul Local nu a votat. De ce? Nu a votat. Păi care, ce consilier local nu a votat în favoarea ca dovadă că n-am reușit să obținem 2-3 în Consiliul Local și acești investitori au plecat. Toate investiția se făceau pe resursele financiare ale investitorului italian. Mai mult de atât, acest investitor făcea o investiție pe 2 hectare care reveneau primăriei Moreni. Vorbim de eoliene? Nu, de panouri fotovoltaice. Cele care au fost și le-am băgat de 3 ori pe ordinea de zi și nu s-au respins. Vă mai dau un exemplu. Vis-a-vis de, sau lângă BCR, a existat o fundație abandonată din 1989, așa cum o știu Moreniu, ca un UC. Am găsit un investitor privat care ar fi dorit să dezvolte acolo o afacere, iar acest proiect de hotărâre l-am pus pe ordinea de zi 6 luni la rând, până a reușit să treacă. Investiția 6 luni de ce? Cine pentru că nu se vota, deci nu vota decât reprezentanții PSD. Restul toată lumea se pentru și că acum ne plângem că nu avem locuri de muncă și că exact. Iar acea investiție este făcută exclusiv pe banii investitorului privat. Și la terminare, ca să vedeți 6 luni a spus o porție. 6 luni la rând. Și toată lumea a votat împotriva. A votat. Până la urmă au votat, nu știu cum s-au convins sau de ce s-au sucit unii dintre ei. Mai mult de atât, investiția făcută este un bloc cu 4 etaje, se va împărți la încheierea lucrărilor, astfel parterul și etajul 1 revine investitorului, iar etajul 2 și terasa revine primăriei, fără ca primăria să fi pus vreun leu la construcție. Deci cam astea, cu astea ne jucăm, acum ne jucăm cu vorbele, dar argumente mai puțin. Deci sunt învățați cu fapte
Și mai puțin cu vorbă. Dacă-mi permiteți... Acum ați votat, stați așa, cum ați votat? Păi tocmai asta era ideea. Dumnealui este ultimul care a votat atunci când a trecut proiectul de hotărâre. Da. Dar după 6 luni. Da, și voi un pic. Domnul Dumitrache, sunt de multe ori de dedesubtre acolo. Deci, în primul rând, vorbim până lege. La ce spune domnul primar, mai devreme cu acele panouri, deci nu susține aici să spună în fața noastră, dar audă toți morenarii, pentru că nu puteam să votez așa ceva, pentru că a spus, o dăm pe concesiune pe 49 de ani. Am spus așa ceva, mă vor înjura și copiii mei și copiii copilor și neamului și mort. Deci eu am venit cu o propunere în Consiliul Local, da? Pentru că asta îmi pare foarte rău, pentru că vrem să punem la dispoziție morinarilor și o vom face. Trebuie să punem, deci, o ședință locală să fie filmată. Eu personal am venit și am filmat o ședință. Întrebați că domnul primar în ziua a avut o treabă, nu a putut mai vin. Vreau să vă spun că deci am venit cu o propunere și am spus, nu dăm pe 49 de ani, o dăm pe 25 ani. Bineînțeles că s-a supărat pe domnul italian, care nici măcar nu știa românește, avea un translator, a spus că pierde avionul. Am colegul de față, că era consilier în perioada aceea, da? Și a plecat. E problema noastră ce s-a întâmplat. Dar nu e relevant ce spune noastră. Domnule, chiar nu trebuie să știe românește. Dacă un pierdea avionul... Bineînțeles, dumnealui... Deci noi vorbeam, am înțeles. Am înțeles. Noi, nu, nu, nu. Faptul că dumnealui... Nu, dumnealui, nu, nu, nu. Asta a fost ideea. Nu a fost de acord, că noi n-am fost de acord să dăm pe 49 de ani pe concesiune. Deci, în propunerea făcută de mine personal, este în ordinea de zi, este deci înregistrată, am spus să o dăm pe 25, după 49. Dar cum ați vrea să vină un investitor, un om de afaceri, cum ați vrea să vină să investească în municipiul Moreni? Păi, un om de afaceri, că vine primul când e om de afaceri, e clar că nu este numai pentru buzunarul nostru, omul de afaceri pentru el, da? Dar atunci mi se pare normal să dea locuri de muncă, să creeze locuri de muncă și pentru cei care avem acolo în zonă și profitul, bineînțeles că e mult mai mare, chestia lui. Dar nu să vină să-și bată joc de oameni, cum s-au întâmplat. Și în momentul ăsta trebuie să vă spun un lucru. Deci sunt situații când s-au dat locuri de muncă în oraș, când au fost, poate, a fost și cu la profi și spune exact ce s-a petrecut acolo. Noi am... Mai dați nume de firme, nu mai dați. Da, îmi cer scuze. Veniți cu ei la caserie la noi, vă rog. Am înțeles. Faptul că sunt majoritatea care au fost pe aceste locuri acelea de muncă le-a ocupat mai mult PSD-ul. Și vă spun cinstit că e un adevăr. Pentru că de ce nu dăm la oameni de rând normal să ajungă într-un loc de muncă după pregătirea fiecăruia, dacă o are. Dar a fost acolo niște probleme care toată lumea păi și nu mai spun mai multe că... Asta deci până la urmă ăla, investitorul italian, ce s-a întâmplat? Nu i-a convenit că a fost pe 49 de ani, ăsta cred că a fost ideea. Eu am zis pe 25, colegii au supus la vot că sunt de acord să le ia pe 25, nici de cum pe 49 și n-am mai revenit. Domnul primar știe mai bine. Și cealaltă investiție cum v-a convins după 6 luni să votați? Vorbeați de care? De n-am fost atent. De blocul de lângă BCR, acolo unde este o firmă la parter. Cine v-a convins? Cum v-ați convins? Nu m-a convins nimeni. Așa o revelație deci, după 6 luni, domnule, trebuie să vă... Nu, ce se întâmplă? Pentru că haideți să discutăm lucrurile pe față. Acolo noi uităm un lucru. Suntem consilieri, da? Suntem consilieri local și aleși. Nu sunt nici consilieri PND, nici PPDD, nici PSD, nici consilieri și atât. Atât scrie pe legitimația noastră, da? Deci noi uităm că acolo suntem sub jurământ, ca și domnul primar de altfel, da? În momentul de față sunt situații, și vă răspund cu întrebarea aceasta, cu acest răspuns, pentru că dacă există un proiect, cineva, legea 15 sau legea 10, ca să, pentru locuință, să, dacă persoana nu este în situație de față, deci nu este prezentă, se întâmplă că mai vine unul de la alt partid și zice, păi cu tare mai luat acolo, păi trebuie spațiul ăla. Dar spațiul ăla, dacă l-ai luat acum 2 ani și a mai rămas un 200 de metri pătrați, e normal, până în lege, să-l dai tot lui să-l întrebi. Nu, îl ia altcineva. Dacă persoana este în față, deci acel proiect nu-i trece. Deci eu am ajuns la concluzia că, deci de răutatea dintre partide, pentru că noi acolo trebuie să fim în primul rând uniți pentru oameni, da? Și cu oameni aproape. Dacă nu ești lângă acolo nu faceți politica partidelor. Exact. După ce ați fost ales, sunteți reprezentantul intereselor comunității. Așa trebuie făcut. Eu am auzit unii lideri care zic, domnule, noi dacă suntem aleși acolo, noi... Domnul primar știe și poate să confirme acest lucru, pentru că sunt răutăcioși. Sunt răutăcioși care vin împotriva acestor probleme și numai din cauza unor, mă rog, nemulțumiri din cauza partidelor, mă rog, între partide. Dar oamenii suferă. Cetățeanul suferă. Am avut o problemă și chiar vreau să vă dau un exemplu cel mai bun. A fost zona de la noi, care e, depinde, zona 0, zona 1, zona 2, se dă cu pământul cu 10 euro, cu 12 euro pe metru pătrat. În Schela Mare, vorbim de Schela Mare, unde și-a de chiar domnul director Arabagiu, a venit cu o propunere, foarte bună a fost propunerea dumnealui, dar nu mi-a convenit acea propunere, pentru că noi n-am putut să ajutăm cetățeanul, da? A venit cu o propunere pentru cetățean să o luăm cu 4 sau cu 5 euro. Dacă acea persoană a discutat cu cel care i-a făcut acel proiect, și acel proiect i-a convenit că e cu 8 sau 10 euro, putea să rămână cu 8 sau 10 euro. Noi am retras după ordinea de zi, cu acordul tuturor consilierilor, da? Și am făcut mai rău să încurcăm. Pentru că acea persoană poate că a dorit să-și ia acel loc, iar după 2-3 luni de zile, poate n-a mai avut acces la el. Am înțeles, domnul Harabagiu, vă rog. Mulțumesc.
Vedeți, domnilor, am ajuns exact în punctul pe care eu l-am foarte clar stabilit în programa mea electorală. Și anume, nu mai existau aceste discuții pe proiecte de hotărâre, cine a votat, cum a votat, și eu chiar îl provoc public pe domnul Dinu, să-mi spună mie ce proiect de hotărâre, când a vrut cineva să investească în orașul Moreni, nu a fost votat de către mine. Am votat și blocul K1C, am votat și parcul fotovoltaic, eu tot ce a venit ca investiție în orașul Moreni a fost votat de către mine. Și îl provoc public. Și revin la ce am în programul electoral. În momentul în care toate ședințele Consiliului Local erau date la televizor, toată lumea din Moreni și toți morenarii vedeau exact cum să cheltuie banul public. Și nu mai existau aceste discuții pafareze, pe lângă, pentru că acum fiecare poate să spună ce vrea. Da? Dar atâta timp când nu există o înregistrare audio, video, despre ce vorbim? Spunem fiecare, domnule, ăla a votat un proiect, ăla n-a votat un proiect, atâta timp cât toate ședințele publice vor fi transmise direct la televiziunea prin cablu, nu discutăm și nu mai vor exista discuții în cheltuirea banului public. Pentru că vă spun că eu mă duc în toată, prin meseria pe care o am, eu sunt și arbitru de handbal, în toată România... Da? Arbitru internațional. Prin toată România, pe unde mă plimb, toate ședințele Consiliului Județean și Consiliul Local sunt transmise în direct la televiziune. La noi, nu. La Moreni, nu. Nu se vrea. Nu se... Nu știu ce. Depășim. Am înțeles. Putem să depășim moment? Nu mai depășim. Trebuie să dăm... Spuneți, domnul primar, reacția la ceasul domnul Harabagiu și domnul spun. Da, foarte scurt. În municipiul Moreni nu există un post de televiziune locală, nici post de cablu local. Oricând sunt dispus... Oricând sunt dispus ca aceste ședințe să fie publice, nu e nicio problemă de genul ăsta. Da, nu inventariez exact ce... Eu știu exact situațiile pe care le-am... Politic. Pe care l-am... Domnul Harabagiu, până acum câteva luni, a fost în grupul PSD, era normal să voteze. E vorba de ani de zile, nu? Ăsta n-a fost anul trecut. Ordonanța 55 a fost anul trecut. Cu investițiile cu fotovoltaice, panourile și K1C, e votat, dar cu 3 ani, domnul Dinu. Deci dumnealui era normal să voteze lângă PSD. Bine, și în celelalte poziții pe care le-a avut, că în general a sprijinit activitatea primăriei ca și consilier, indiferent de ce partid a fost, că s-a plimbat prin mai multe ani. Legat de celelalte probleme pe care dumnealui le ridică aici, de asemenea populistă și lipsite de sens. Consultarea locuitorilor din Moreni pentru toate proiectele importante ale orașului. Vreau să vă spun că este lege în sensul ăsta și există obligativitate prin lege ca toate proiectele importante să fie puse în dezbatere publică. Am înțeles, dați-mi voi, gata, trebuie să transmiteți un mesaj, vă rog frumos, pe rând, transmiteți cât un mesaj propriu electorat. Domnul Spânu, unde vă duceți? Dacă îmi permiteți, nu plănică el. Deci, înainte de a transmite un mesaj, îmi permiteți în direct, vreau să dau colegilor mei... Colegii, băi, ce mai filmați, alo? Să filmeze colegii, să filmeze, că nu este nicio problemă, deci nu fac nicio problemă. Ce faceți? Imediat, stați așa, domnule. Iată, acum, vă rog. Aș vrea să dau colegiul meu să nu se considere deci, că este electoral ceva, deci, nu, nicio mită electorală, pentru domnul Rabagiu, pentru că este un mare iubitor al sportului și mulțumesc pentru faptul, pentru că Moreni a luptat foarte mult de a aduce, bine, domnul primar știe, deci tot timpul presiuni, ca să termine această sală de sport. Am înțeles, faceți alianță PND-PNL. Mergem pe proiecte. În primul rând, scurt, nici nu discutăm de partii, pe proiecte. Dacă un proiect este bun de la cineva, noi mergem pe acel proiect. Și pentru domnul primar. Și rugămintea mea, și pentru domnul primar. Domnul primar, atât ai spun. Să cu consilierii ai făcut ceva, s-a votat. Scoateți și pe noi în față, mi se pare normal. Tăiam și pe Anglica cu noi, chemați și pe noi că se taie. Nu numai cu partidul meu. Din partea mea este o vază foarte frumoasă făcută undeva în Târgu Mureș. Aici aveți un șarpe, să înțeleg gen de șarpe, ca să nu vă mai ispitească în alegerile viitoare. Ideea este ca să aveți cu Consiliul Local o legătură mult mai bună, pentru că normal sunteți acea persoană care este din primăria orașului Moreni. Înțeleg. Și conducător este, de fapt, gospodarul orașului, da?
Deci nu trebuie să ai neapărat 7 facultăți, nu trebuie să ai prea multe pregătiri. Din ce ați spus dumneavoastră, înțeleg că eu voi avea o relație cu viitorul Consiliu. Mulțumesc pentru... O relație foarte bună. Vreau să vă spun că voi avea o relație foarte bună cu Consiliul viitor. Un gest foarte frumos din partea uneia dintre candidații ar trebui așa, în campania electorală, să fie o relație de normalitate și de fair play, de respect reciproc, pentru că una e bătălie electorală, alta este, știu, respectul reciproc și gradul de civilizație. La finalul mesaj, foarte bine, domnul Spunu, vă rog. Bescu, le doresc colegilor mei, în candidatul meu, baftă și noroc. Să câștige cel mai bun. Deci lumea știe ce ai de făcut. Mulțumesc. Vă rog, domnul Harabagiu, vă rog. Eu nu am, vreau să transmit decât un singur mesaj locuitorilor din Moreni, exact cum scrie și sloganul meu, vreau să vină cu mine la primărie, vreau să conducem împreună acest Moreni drag nou și în care am copilărit, am crescut și numai împreună cu ei putem să ne dezvoltăm așa cum merităm în anul 2016. Domnule primar Constantin Dinu, vă rog. Da, eu vreau să spun morenarilor că am lângă mine o echipă puternică, o echipă de profesioniști adevărați care au demonstrat în meserile pe care le au. De asemenea, la Consiliul Județean avem o reprezentare foarte bună a Morenului. Sper ca după alegerile din 5 iunie, domnul Tuteanu să continue mandatul la Consiliul Județean și împreună să continuăm proiectele bune pe care le-am început și să dezvoltăm orașul pe care îl iubim cu toții. Ianacu, mulțumim pentru prezență, stimaților invitați, candidați din partea PSD, PNL și PND la funcția de primar al municipiului Moreni la alegeri locale din 5 iunie. Vă urez mult succes în continuare în campania mulțumim. Electorală, stimați candidați. Mulțumim, prieteni, că și în această seară ați fost alături de noi. Nu ratați știrile de la ora 20, nu uitați motoul emisiunii, nu vă pierdeți niciodată speranța, indiferent ce s-ar întâmpla. Rămâne motoul celor de la Liposta, chiar dacă suntem și în campania electorală, stimați prieteni. Mergeți la vot pe 5 iunie, nu uitați să mergeți la vot și votați așa cum vă dictează propria conștiință, stimați prieteni. La final, doar muzical pentru dumneavoastră și pentru invitați. Pași spre viitor, Holographs este trupa care a compus această melodie superbă, Pași spre viitor, apropo de alegerile locale din 5 iunie. La revedere!